Mergem chiar acum la sediul PNL, acolo Ludovic Orban face declarații, haideți să-l ascultăm. Domnule premier, am văzut mesajul dumneavoastră referitor la primarul din Călăraș. Ce s-a întâmplat, ce știți că avea? Am aflat cu nespusă mâhnire această tristă veste că Dan Drăgulin, bunul nostru coleg și prieten, a pierdut bătălia pentru viață în spitalul Matei Balci. A fost infectat cu coronavirus. El n-a mai putut în ultima săptămână să participe la campanie. Și după terminarea alegerilor a luptat cu boala. Și din păcate a decedat în cursul acestei dimineți. E o pierdere mare pentru noi. Dan Drăgulin a fost un foarte bun coleg, un om care a avut rezultate deosebite în administrație și această pierdere o resimțim din greu. Transmit familiei condolențe. Faptul că suntem alături de familie, regret profund. Aveți idee de cât timp era internat? Era internat, dacă țin minte, din ziua de miercuri, de dinainte de alegeri. Asta înseamnă, cred că, din data de 23 septembrie. Așteptați să mai fi avut și alte probleme de sănătate? Da, avea și alte probleme, nu atât de grave, dar ați văzut, acest virus practic atacă într-un mod foarte surprinzător. Domnul Drăgulin era un om în putere, un om în activitate, un om care și-a exercitat și funcția de președinte al filialei PNL Călăraș și funcția de primar și l-a exercitat în cele mai bune condiții. Da. Nu știi niciodată ce efect are virusul și e clar că provoacă decese. Mi-am ținut legătura cu domnul director străinul Cercel permanent. Am fost informat de evoluția stării de sănătate, de faptul că a avut forme grave de manifestare și din nefericire s-a produs acest deznodământ. Ați stat și dumneavoastră săptămâna trecută, după explozia de cazuri din această săptămână, vă gândiți să vă restrângeți activitățile publice pe care le aveți? Nu, mă gândesc să respect toate regulile de protejare a sănătății. Știți foarte bine din activitatea mea că am avut un nivel de expunere foarte mare, am avut contacte cu mii și mii de oameni, dar iată că respectând regulile, nu am, chiar dacă am fost contact de două ori cu persoane infectate, nu am contractat boala, pentru că lucrurile sunt simple. Dacă respecti regulile, probabilitatea de a te îmbolnăvi este foarte mică. Am văzut că a crescut foarte mult numărul de cazuri. În capitală incidența este una foarte mare, peste 2,52, dacă nu mă înșel. Care este mesajul pentru locuitorii capitalei, dar nu numai, pentru că am văzut că sunt cazuri foarte mari. Să poartă mască, să poartă mască în toate împrejurările care presupun interacțiunea cu alți oameni, în mijloace de transport la locul de muncă, în spațiile aglomerate, la piețe, în peroane, în
stații de așteptare, să nu se mai ducă la anunț. E clar că pe baza analizei efectuate, evenimentele private, petreceri, în fine, s-au închis niște cluburi care funcționau ilegal după o adevărată luptă a autorităților. Nunți, ați văzut, nunți de 350-500 de oameni fără nicio mască, care încalcă flagrant regulile instituite. Trebuie să se protejeze, să păstreze distanța fizică, să nu interacționeze în apropiere, să păstreze igiena, să se spele pe mâini cât se poate de des, să se dezinfecteze. Sunt toate regulile de protejare a sănătății pe care le prezentăm noi, dar mai ales specialiști în domeniul sănătății, de la începutul pandemiei. Din păcate, încă există mulți oameni care ignoră aceste reguli și iată că, din păcate, virusul nu iartă pe nimeni. Pe de altă parte, am văzut că și în campanie au fost mai multe adunări la care au participat politicieni. Păi vă spun eu, v-am spus încă din... Aici ați văzut cum am sărbătorit victoria. Fără lume foarte multă, toată lumea cu măști. De exemplu, ne reamintim că au fost adunări inclusiv ale Partidului Național Liberal. Gândiți-vă că au fost 3300 de localități în care cei care au câștigat alegerile, mulți dintre cei care au câștigat alegerile, practic și-au manifestat bucuria prin astfel de petrecere ad hoc. Domnule Orban, domnul Tătaru spunea ieri la Iași că urmează să modificați eventual legea 136 în sensul în care persoanele asimptomatice sau cele care nu au alte boli ar trebui să se trateze acasă. Ați avut o discuție cu domnul Tătaru, se va face o modificare pe legea 136 sau va fi doar un ordin de ministru? Care va fi procedura? Suntem în analiză dacă e necesară modificarea legii, dacă nu se poate pe baza prevederilor actuale. Despre ce e vorba? Crescând numărul de cazuri. Dacă toți cei care sunt infectați cu COVID se duc la spital, există un timp de așteptare. Vă spun de ieri, de la Direcția de Sănătate Publică, aveam 150 de persoane diagnosticate cu COVID care încă nu puteau avea acces și trebuiau programate într-un timp de 24 de ore. Pentru de analizele paraclinice? Pentru evaluarea stării de sănătate. Pentru că evaluarea stării de sănătate nu înseamnă în mod obligatoriu analize. Întâi se face o evaluare dacă persoana nu are simptome. Nu e necesar, de exemplu, să faci radiografie pulmonară. Sau astea sunt decizia care o ia medicul care evaluează starea de sănătate. Și aici, pentru a permite spitalelor să primească cazurile care într-adevăr necesită și o evaluare și un tratament sub supraveghere medicală în spital, cei care nu au simptome pot să li se facă evaluarea stării de sănătate fără să se deplaseze efectiv la spital. Dacă nu au unde să se izoleze, domnule Orban, pentru că sunt care locuiesc. Dacă nu au unde să se izoleze și dacă doresc să fie tratați în spital, trebuie tratați în spital. Dar noi știm că foarte mulți, dacă vă uitați la date, sunt foarte mulți care preferă să se trateze fiind în izolare la domiciliu sau la o altă locație unde se izoleze. Unități de carantinare puse la dispoziție de către... Ele există, fără discuție. Și aveți o estimare... Păi de altfel ca urmare a modificărilor legate de țările care au un indice de răspândire a virusului mai mare decât noi, s-a dispus măsura carantinării pentru 14 zile pentru toți aceia care vin în România pentru o perioadă mai mare de 3 zile. Pentru cei care vin pentru 3 zile, se acceptă testul care este făcut cu 48 de ore înainte de intrarea în țară. Pentru ceilalți se dispune carantinarea sau carantinarea fie într-un spațiu instituționalizat, fie carantinarea într-o locație care trebuie comunicată de persoana care intră în țară. Medicii de familie au cerut demiterea domnului Virgil Guran, consilierul dumneavoastră, în urma unor declarații pe care acesta le-a făcut, referitoare la faptul că medicii de familie ar trebui să meargă la pacienții bolnavi de COVID, și susțin medicii de familie că nu au mașini
5 echipamente puse la dispoziție pentru a face față acestor solicitări ale autorităților și că declarația domniei sale deci este vom avea, o discuție cu domnul ministru și cel mai probabil vom avea și o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor medicilor de familie. Deja medicii de familie sunt implicați. Trebuie stabilită modalitatea de implicare a medicilor de familie, pentru că sunt mulți medici de familie cu care am vorbit eu și care, dintre pacienții pe care îi iau, dacă sunt pozitivi, ei sunt într-o permanentă consultare, urmăresc evoluția stării de sănătate. Împreună cu domnul ministru și cu reprezentanții organizațiilor medicilor de familie, va trebui să stabilim niște reguli un pic mai clare și eventual și beneficiile pe care le au medicii de familie în cadrul bătăliei anticovid pentru serviciile medicale care le furnizează. Adică asta pentru... să ne apare în plus pentru aceștia, pentru medicii de familie? E posibil, pentru că atâta timp cât și alte categorii beneficiază de niște sporuri pentru interacțiunea, că e un risc suplimentar, niște sporuri. În ceea ce privește declarație, domnul Guran, nu știu, nu sunt la curent. Am luat legătura cu doi medici de familie și ce am stabilit, că o să vorbesc cu domnul ministru și că o să avem o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor medicilor de familie, dacă au fost declarații care au fost nepotrivite, care i-au cignit, îmi cer eu scuze dacă domnul Guran nu se ocupă de, nu e consilierul meu pe probleme de sănătate, are alte atribuții. Toate declarațiile pe domeniul sănătății sunt date de Ministerul Sănătății, de Casa de Sănătate și de specialiștii care sunt implicați, fie în grupul de suport tehnico-științific, fie în alte în Comisia Anticovid sau la INSP. E posibil să avem alte restricții introduse și la nivelul capitalei? Da, să vă spun eu o restricție pe care am gândit-o, pentru că am văzut că nu peste tot comitetele județene pentru situații de urgență iau decizia respectivă. Eu voi propune sistarea evenimentelor private. Este clar că reprezintă una dintre principalele surse de îmbolnăvire sau revenirea la vechiul sistem de 20 de persoane, deși vedeți și dumneavoastră. Astăzi, evenimentele se organizează cu maxim 50 de persoane în spații închise și cu 100 de persoane în spații exterioare. Asta este legea. Sunt foarte mulți organizatori de evenimente și foarte mulți care nu respectă aceste reguli în organizarea anunților. Și e posibil inclusiv să luăm decizia de a nu mai permite organizarea unor astfel de evenimente private. Este posibil ca săptămâna aceasta să introduceți și măsura care să prevadă obligativitatea purtării măștii și în aer liber? Ea există deja în hotărârea de guvern. În forma actuală, noi am avut o gândire să ținem cont de nivelul de răspândire din fiecare județ, localitate și decizia se ia la propunerea DSP prin decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Noi am permis acest lucru ca aceste comitete județene pentru situații de urgență să instituie obligativitatea portului măștii în spații unde există aglomerații, unde nu există posibilitatea de menținerea distanței fizice și am și enumerat în anexa la hotărârea de guvern astfel de spații, cum sunt peroane, stații de, pentru mijloacele de transport în comun, târguri, oboare, piețe. Deci sunt prevăzute deja, o să mai facem o analiză și fie întărim un pic prevederile, fie o să monitorizăm cu mai mare atenție măsura în care comitetele județene pentru situații de urgență dispun aceste reglementări și anume obligativitatea portului măștii în aceste spații unde există contact fizic și unde există risc de transmitere chiar și în aer liber. Dar dacă ajungeți totuși la carantinarea anumitor sectoare, ar putea exista o mobilitate totuși între un sector și altul motivat? Și cum s-ar putea face asta? Obiectivul nostru este să nu ajungem aici. Și info-ul, dacă luați în calcul. Obiectivul nostru este să nu ajungem aici. Aici nu vă ascund faptul că am solicitat totuși o evaluare mai apropiată de realitatea numărului de oameni care trăiesc în București. Pentru că numărul de oameni care trăiesc în București e mai mare decât datele care le avem, fie de la INS, fie de la evidența populației. Dar trebuie o bază științifică solidă pentru a
stabili acest număr. Dar, repet, obiectivul nostru este să oprim răspândirea. Domnule Orban, în acest moment... Da, așadar, premierul Ludovic Orban la sediul PNL. Informația orei, primarul din Călăraș, Dan Drăgulin, în vârstă de 59 de ani, a murit în această dimineață infectat fiind cu COVID. De asemenea, premierul Ludovic Orban a menționat că va propune și sistarea evenimentelor private ca o restricție suplimentară a cele ce există la această oră.